Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un domn bărbat a fost arestat în... domn bărbat. Așa. Nu înțeleg de ce e combinație. Există și domn femei. Am văzut că unii domni femei concurează acum la diverse competiții alături de doamne femei și le bat palea de leusucă. A, da. N-a câștigat un domn femeie ceva competiție recent? De not. Da. Da. Deci un domn femeie a câștigat, le-a bătut pe doamnele femei de leusca săracele de ele. A profitat de noua politică. Da. Deci acum așa va trebui să spunem. Da. Dacă e domn bărbat sau deci un domn bărbat. Deci așa. Un domn bărbat a fost arestat în Karlsruhe, Germania. Karlsruhe. Treaba ta. După ce a recunoscut că a zgâriat și s-au avariat circa 260 de mașini în 3 zile. Ce om. Parcaseră pe locul lui. Toate, mă. Posibil. Cred că avem și în București de ăștia, dar nu sunt cuantificați. 260 de mașini în 3 zile, 86,6 în perioadă pe zi. Bă, dacă pui 10 pe oră, 8 ore pe zi, cam așa, deci muncă, Luca se plânge de pisica lui zgriecioasă din parcare. Uite aici eficiență. Deci tânărul în vârstă de 28 de ani s-a predat la poliție, a explicat că era, era invidios pe proprietarii autovehiculelor. Deci l-a zgârmat invidia și a băgat unghia în gât și el a dat cu unghiuța în mașină. Da, e vorba de mașini scumpe parcate în centrul orașului Karlsruhe, unde se află cele mai importante instanțe penale și curs constituționale din Germania. Deci mașini de șefi. Și le-a zgâriat între vineri, deci de vineri până duminică, ceea ce este... Adică în timpul liber. Asta vreau să spun, oroare. A muncit în weekend în Germania, a muncit în weekend, ceva incredibil. Vezi, mașinile ar fi fost și mai multe dacă avea săptămâna de lucru de 4 zile. Începea de joi. Da, corect. În acest timp în Oradea, un domn a fost reținut după ce a zgâriat numai puțin de 11 mașini parcate pe strada Transilvaniei și a crăpat cel puțin un parbriz. Amator. Băi, și te gândești, 11... Asta sigur era cu loc de parcare. 11 față de 260, ce diferență de productivitate, da. Bă, între români și nemți, exact. Vezi? De aia e cum e. Neamțul-i neamț. Da, da, da. De aia nu e cum e la nemți. Da, mai rău, totuși, e mai rău, pentru că polițiștii consideră că vandalul nostru ar fi avut nevoie de 2 luni, februarie și martie, pentru a strica 11 mașini. Oh. Deci, practic, leneș a chiulit de la serviciu. Da. Ce l-a mânat? Și cred că nici măcar nu le-a zgâriat el, a rugat pe cineva să le zgârie în locul lui. Nu, că aia însemna să subcontracteze și că avea bani. Mai bine face el și paga lui. Deși el a mânat în luptă, Luca are dreptate aici, e ca și cum s-ar fi uitat pe știre înainte, domnul era enervat că șoferii își parcau mașinile pe trotuarul din zonă. Băi, mie mi se par foarte curajoși ăștia care distrug mașini parcate pe locul lor. Serios. Pentru că sunt foarte ușor de prins. Da. Adică tu dacă... Îți lași mașina undeva și când te întorci o găsești vandalizată. Da. Trebuie doar să aștepți un pic. Trebuie doar să aștepți o zi, două, să găsești mașina, să urmărești ce mașina parchează regulat acolo și răzbunarea e dulce. Da. Da. Da, mai sunt și afișele alea. Nu parcați în fața acestui geam. Se taie cauciucuri. Serios? Care geam? Asta zici? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.